Cu emoții, nostalgie și bucurie s-a desfășurat ceremonia de absolvire a promoției din acest an a foștilor studenți de la Facultatea de Inginerie Hunedoara. Este momentul în care promoția 2022 absolvă un ciclu de studii aici, într-o locație deosebită, alături de familii și, nu în ultimul rând, alături de personalități marcante ale județului Hunedoara și ale Politehnicii din Timișoara. Nu pot decât să le transmit succes, să se bucure de titlul pe care l-au obținut astăzi. Le-am spus că intră astăzi în patrimoniul spiritual al facultății noastre și sunt convins că titlul care l-au obținut îi va ajuta să-și găsească locul și rolul pe piața muncii. Mă bucură foarte mult că e o atmosferă foarte vie și până la urmă Facultatea de Inginerie din Hunedoara, din cadrul Universității Politehnică Timișoara, cred că e unul dintre pilonii de bază pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Și cred că orice companie care vine la ora actuală în județ, primul lucru pe care îl întreabă e dacă e facultate și dacă aceea ești de inginerie, e perfect. Și noi nu facem decât să asigurăm această dezvoltare. Chiar avem planuri destul de interesante și în discuțiile cu autoritățile locale, fie că vorba de primărie, fie că vorba de Consiliul Județean, pentru a veni cu lucruri noi pe care Politehnica, având în vedere tradiția și importanța universității, le poate aduce la Hunedoara. A fost strigat și catalogul, iar absolvenții au primit rând pe rând diplomele, fiind emoționați și bucuroși în egală măsură, pentru că de acum înainte sunt ingineri, cu acte în regulă. Un titlu pe care nu îl vor putea pierde, așa cum le-a explicat și prefectul județului. Această călătorie s-a oprit pentru un moment astăzi aici, la castel. Până acum ați fost jalonați, ba de părinți, ba de profesori. De acum încolo, trebuie să vă luați viața în mână, să porniți la drum. Cu puterile dumneavoastră, cu tăria dumneavoastră, cu educația care ați primit-o, cu încrederea cu care ați pornit la drum. Nu va fi un drum ușor. Dar vă spune un inginer un singur lucru, să țineți minte. Diploma de inginer nu vă poate lua nimeni. Cunosc zeci, poate sute de absolvenți, de promoții de absolvenți, cu care facultatea din Hunedoara putem spune că ne mândrim și se mândrește. Voi astăzi, sigur că sunteți fericiți că în cel mai scurt timp veți primi diploma și cred că majoritatea dintre voi de acum vă gândiți înspre încotro să vă îndreptați pașii. Mulți dintre voi sunt convinși că deja v-ați creat un drum spre ce să mergeți. Dar drumul, vă spun că vă este deschis, fiindcă pregătirea pe care ați obținut-o în această universitate de prestigiu este de excepție. Sunt mândru că absolviți aici. Vreau să vă spun că vă îndemn și pe dumneavoastră să fiți mândri că absolviți aici. Vreau să vă spun că n-aș vrea niciodată să uitați că ați absolvit aici sub castelul de la Hunedoara. Și oriunde vă duceți, oriunde mergeți, oriunde vă îndreamnă viața, poate acasă la Hunedoara, poate în altă parte, să nu uitați că blazonul Facultății de Inginerie Hunedoara este un blazon care va sta tot timpul, ori în stânga, ori pe spate, ori undeva pe tricoul dumneavoastră sau în inima dumneavoastră. În momentul în care finalizăm studiile noastre formale, nu mai este nimeni în viața noastră care să vină cu o programă și să spună că dacă urmăm cursurile astea și astea și astea, vom obține un rezultat, nu? Noi suntem cei care trebuie să ne formăm propria noastră programă în viață ca să atingem rezultatele pe care ni le dorim. Și vă rog din suflet să nu faceți greșeala pe care eu am făcut-o când am terminat facultatea. Am zis că dacă am terminat cu facultatea, am terminat și cu învățatul. Nimic mai greșit.
A fost desemnată și șefa de promoție, titlul ce i-a adus tinerei mult tremur în glas, dar și recunoștință. Titulatura de șef de promoție este o onoare pentru mine și mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc colegilor care mi-au făcut studenția mai frumoasă și care mi-au devenit prieteni. Mulțumesc familiei care m-a susținut. Și de asemenea mulțumesc profesorilor care ne-au transformat și pentru oameni, o parte din oamenii care suntem astăzi. Mulțumim că nu ați lăsat întrebări fără răspuns și mulțumim pentru tot timpul pe care ni l-ați acordat. Mulțumim frumos! Felicitări!